Salutare din nou! Iată-ne astăzi într-o zi frumoasă de vineri, 30 septembrie. Ne pregătim de plecarea la Pitești, acolo unde va avea loc un nou concert din turneul Voltage X Tour. Alături de noi, domnul Cristinițu, ready! Gazda pe care o avem în fiecare concert. Mai repede, că trebuie să ajungem să urce omul pe scenă. Păi hai să mergem! Putem să inserăm și o reclamă? Adi vine din Slatina direct, așa că șoferul de designated driver de azi va fi Călin. O să mergeți mai confortabil. Doamne ajută! Da. Mai e bolșită mașina? Băi, stați mă, să vin și eu! Băi! Uite, mă plecau fără mine! Aproape că era să întârziem la concert. Păi da, dar să fost mașinale. Foarte aglomerație în București. Încă un subiect de aglomerație și în Pitești. Și... trebuie să ocolim pe aici, e foarte complicat. A fost foarte complicat de ajuns la scenă. Dar, din fericire, suntem la timp aici. Și ne pregătim de show. Băi, unde este microfonul din această portavoce? Rață! Nepotul nu se aude portavocea. Din partea dreaptă, cum voi voltați spre scenă, pentru a oferi premii, întrebarea este extrem de simplă. Cine este partenerul vostru principal în cadrul acestui concert și în cadrul programului X-Tour? Salutare, suntem la Pitești. Ea e Alexandra, câștigat concursul nostru de pe Facebook. Și ce constă premiu? Are acces total în backstage, poate să vadă ce înseamnă un spectacol văzut din spatele scenei, ce scule sunt, ce fac oamenii din formație sau extra formație. În fine, o să o conduc în culise să vadă despre ce e. Cum a fost săptămâna asta? Măi, săptămâna asta a fost mai ușoară ca altele. Deja totul e pus la punct, suntem la, nu știu, de la al 7-lea, al 8-lea, al... Nu mai știu, am pierdut numărul. În fine, toată lumea e deja bine pregătită și pe echipa tehnică și noi știm ce trebuie făcut. Suntem mai relaxați, iar weekendul ăsta e chiar unul lejer. General am avut 2-3 concerte în fiecare weekend, asta e doar un concert aproape de București. Publicul e foarte mișto la Pitești, am văzut și la copiii noștri la Voltage Academy, a reacționat foarte bine, ceea ce cred că pentru ei a însemnat foarte mult, îți dai seama, au urcat pe scenă cu emoții, e o trupă formată de noi acolo, mai mulți soliști care vin la canto și, ce să zic, abia așteptăm să cadă cortina asta pe care o filmezi tu în spate. Și pregătiți și show de la Polivalentă între timp, Între timp am început repetițiile pentru 20 octombrie, în care apar schimbări față de show din țară și invitați. Și suntem în mare promovare, pentru că nu mai e mult și trebuie umplut o sală de 6.000 de locuri. 21 de zile mai avem. Exact. Și evident așteptăm și pe cei de la Pitești să vină și la București. Dacă s-a aproape. O să vadă show-ul ăsta un pic schimbat. Păi... Hai că mi s-a dat mic. Microfon. Mult succes și ne vedem după. Salut, mersi. Oh,
superb aici la Pitești! Felicitări! Și la 3 urlăm, da? 3 și... Yeah! A, s-a auzit în poză? S-a auzit la mine pe video. Deci să vadă lumea că tehnicienii încă nu s-au săturat de noi. Uite, ia uite. Vezi? Mai bun și tot pentru noi. Asta e echipa tehnică care ne suportă de 9 concerte în continuu. Niște oameni foarte pasionați de munca pe care o fac și care au grijă ca totul să fie foarte bine pus la punct de fiecare dată. Le mulțumim! Așa se termină și aventura de la Pitești, din Voltaj X Tour. Cu mine vă revedeți la Brăila și la Constanța și vedem la București, dar băieții mai au săptămâna viitoare concerte la Târgu Jiu și la Timișoara. Așa că nu-i ratați! Na, 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 na.